Ministrul Educației Sorin Câmpeanu s-a adresat duminică inspectorilor școlari din țară cu doar câteva ore înainte de sunetul clopoțelului. Au fost abordate teme importante, prima dintre acestea vizând actele medicale pe care elevii trebuie să le prezinte la început de an școlar. Ministrul a cerut ca elevii să nu fie trimiși la analize inutil și să se respecte metodologia privind examinarea stării de sănătate a școlarilor și preșcolarilor. De asemenea, s-a precizat că actele medicale ale elevilor trebuie depuse la unitățile de învățământ până la data de 1 octombrie 2015. Potrivit ordinului de ministru comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației, documentele medicale necesare la înscrierea sau frecventarea fiecărui an de învățământ sau terminarea unui ciclu de învățământ sunt adeverință medicală și aviz epidemiologic. Documentele medicale se eliberează de către medicul de familie sau de medicul colectivității de la care provine copilul și trebuie să fie depuse la sediul unităților de învățământ până la data de 1 octombrie 2015. Alte teme aduse în discuții la videoconferință au fost cele referitoare la manualele școlare și starea unităților de învățământ. Ministrul a transmis conducerilor inspectoratelor școlare să se implice în rezolvarea fiecarei probleme în parte, astfel încât elevii și profesorii să-și poată desfășura activitatea în condiții normale și să colaboreze cu autoritățile locale ori de câte ori va fi nevoie. În ceea ce privește noua structură a anului școlar 2015-2016, ministrul Educației a precizat că modificările au fost discutate cu sindicatele din învățământul preuniversitar, fiind agreate și susținute și de Consiliul Național al Elevilor, organizație ce reprezintă principalii beneficiari ai sistemului de educație. Câmpeanu a precizat că stabilirea zilei de 11 ianuarie 2016 ca dată de reluare a cursurilor primului semestru după încheierea vacanței de iarnă vizează exclusiv interesul direct al tuturor actorilor din sistem, respectiv elevi, profesori și părinți.